Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre 8 lucruri care s-au schimbat în viața mea odată ce am parcurs acest proces de autocunoaștere, de individuație, de trezire spirituală în accepțiunea unora. De ce vreau să vă vorbesc despre aceste lucruri? Pentru că vă mai specificam în alte materiale de ale mele că foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut în viața mea, în tinerețe să spunem, nu ar recunoaște absolut nimic din la mie, cea pe care voi o vedeți astăzi în fața camerelor. Eram un om care era destul de superficial, eram un om care se preocupa foarte mult să le facă altora pe plac, eram un om fățarnic, eram un om, nu știu, necizelat, neconturat, care nu știa ce vroia și putea să fie foarte ușor manipulat de restul oamenilor. Urmam spiritul de turmă în adevăratul sens al cuvântului și de foarte multe ori sufeream de depresii neînțelegând care era cauza profundă a acestora. De fapt, sufeream de depresii pentru că sufletul meu recunoștea că ceea ce trăiam nu era în asentiment cu calea mea, cu traseul meu, cu menirea mea în această viață. A trebuit ca acea la mie, acel personaj, să se izbească cu capul de tot felul de probleme până când, la un moment dat, a început să se declanșeze acest proces de noapte neagră a sufletului prin care m-am adâncit și din care am ieșit cu niște scurcircuitări în creier, așa cum ies personajele acelea din desenele animate după ce le explodează o bombă în mână. Da, cu părul ciufulit, câteva, un ochi în sus și unul în jos, <gătă -i> câteva zgârieturi. Dar, de când am ieșit de acolo, mi se pare că sunt un om mult mai autentic, mult mai împăcat și mult mai mulțumit în propria viață și, prin urmare, doresc să împărtășesc cu voi care sunt cele 8 schimbări majore sau 8 lucruri noi care au apărut în viața mea ca urmare a acestui intens proces urmând ca voi, fiecare dintre voi, să extrageți care sunt învățăturile voastre proprii din procesul de individuație sau autocunoaștere. Pentru cei care nu știu, procesul de individuație nu reprezintă doar uh, iubire și lumină, după cum v-am mai spus, nu înseamnă doar mantre pozitive și gânduri pozitive, renegând și reprimând ceea ce înseamnă negativul. Individuație înseamnă să ridici la suprafață demonul din dulap, să te confrunți cu el, să accepți că este al tău și să realizezi că tot ce ai urât la ceilalți era de fapt în tine. Când vei oferi iubire acelei a celei părți din tine, adică iubire umbrei tale și pentru acest lucru vă sugerez să urmăriți materialul meu cu umbra, atunci se va ridica în tine acest lord al întunericului, va da mâna cu îngerul tău, cu făptura ta de lumină, cu ceea ce încercai să afișezi pozitiv la exterior, iar de acum ai două forțe, doi sfinși pe care îi controlezi și care te mână prin viață, oferindu-ți putere dublă sau oferindu-ți o putere întregită, da? Ca să nu mai pierdem foarte mult timp cu introducerea, haideți să trecem la enumerarea celor 8 lucruri uh, noi din viața mea sau 8 schimbări, dacă vreți, 8 uh, uh, obiceiuri noi pe care le-am deprins uh, de când cu această transformare, da? Și, bineînțeles, vin cu fișa mea în carioca, acestea sunt toate, nu stau să vă prelungesc suspansul și vom lua fiecare uh, element discutând și exemplificându-vă ce înseamnă fiecare, da? În primul rând, practic acesta poate fi traseul fiecăruia dintre voi, da? În primul rând, observ mai mult. Înainte eram a human doing, da? Eram un o ființă care făcea tot timpul trebuia să acționez, tot timpul trebuia să fiu în vervă, tot timpul trebuia să-l demonstrez celorlalți, tot timpul uh, trebuia să iesc lucruri noi, subiecte noi de discuție, să fac mai multă gălăgie, să fac mai multă vâltoare în jurul meu. Și în ziua de astăzi vorbesc foarte mult, dar este o mare diferență. Ceea ce vorbesc în ziua de astăzi are un făgaș, are un sens, iar toate elementele pe care eu le lipesc acelei discuții pe care o port sunt elemente care ajută comunicării astfel încât să livrez un mesaj. Ghidat, un mesaj țintit uh, pentru a fi de folos cuiva. Înainte vorbeam complet necontrolat, eram împrăștiat în mai multe direcții și spuneam eu că eram, cum spun americanii, human doing. Dar noi, ca oameni, suntem human beings, ființe umane, nu uh, făcături umane, da? Deci nu trebuie să facem ceva, trebuie să fim. Așa că lucrul care mi s-a arătat, în primul rând, a fost această calitate de a observa mai mult. De unde a izvorât această nouă taină în viața mea? A izvorât din actul meditației. Meditând și obișnuindu-mă să-mi liniștesc mintea gălăgioasă, cea care diversează în continuu tot felul de conversații, tot felul de discuții. În mintea mea, plimbându-se vocea părinților mei, vocea colegilor mei, părerea bună a celorlalți, ce ar crede ceilalți, ce ar spune ceilalți, dar unde l-am văzut pe actorul ăla, dar ce aș face mâine, dar de ce n-am mai mulți bani decât colega mea, etc. Potolind mintea în actul de meditație și încercând să-mi liniștesc mai mult mintea, am pus focus pe alte calități. Aceea de a vedea. Era una primordială. La început, actul meditației l-am practicat cu ochii închiși, a trebuit să mă obișnuiesc cu acest lucru, iar când am fost suficient de sigură pe actul meu de meditație, am început să deschid ochii și să privesc lucruri fără să mă las uh, furată de imagini. Da? Și acum pot să fac acest lucru și într-un par, pot să fac acest lucru mergând pe stradă, pur și simplu să intru într-un act de meditație, într-un act contemplativ. Ce se întâmplă când observ mai mult lucrurile din jur? observ oamenii, observ evenimentele, plec adesea la o plimbare singură prin parc, merg de acasă vreo preț de două stații de metrou pe jos, ajung într-un parc mai mare unde dau o tură de lac și mi-am dat seama că de fiecare dată pe drum plec cu verva mea în cap, cu gândurile mele, cu discuțiile care au avut loc de dimineață și până seara, care sunt preocupările mele din ziua respectivă, planul pe care l-am de făcut că trebuie să filmez un material, că trebuie să fac o traducere, etc. Și după un anumit număr de pași, sau probabil că îmi obosește creierul de atâta zbatere pe uscat ca un pește, încep să îmi liniștesc mintea. Și mintea se liniștește, respirația se dozează, trebuie să o dozez ca să pot să fac față unui mers alert, care este singura mea formă de mișcare, de activitate fizică. Și atunci când îmi dozez respirația, încep să văd lucrurile în claritate, încep să observ. Încep să observ oamenii care se plimbă prin parc, încerc, încep să observ bătrânii care stau așezați pe bancă cu fața către lac, observ cei care aleargă, sportivii parcului, observ păsările, observ copacii, observ soiuri noi de copaci pe care de fiecare dată sunt uimită că îi descoper. deși am parcurs acel parc de sute de ori, da? Și în acel moment îmi dau seama că magia vieții îmi oferă posibilitatea să văd printre portaluri atemporale sau printre dimensiuni. Așa am putut să observ, practic, că atunci când era un tip tânăr care plimba doi câini, unul alb și unul negru, nu știu ce rase erau, am putut să văd imaginea faetonului din tarot. Practic, cunoașterea pe care o posedam din știință, din dobândirea cunoștințelor prin învățare, s-a suprapus peste imaginea unui, uh, unei realități curente și a putut să genereze fantasticul în aici și acum. Asta înseamnă împărăția cerurilor este aici și acum. Și oamenii îl întrebau pe Iisus năduberiți dar unde, unde, când vom vedea această împărăție a cerurilor? Iar Iisus se spunea împărăția este aici și acum dar voi nu vreți să o vedeți. Așa că în acel moment se transpune practic fantasticul, dacă vreți, sau uh, biblicul deasupra realității și pot să văd că oamenii cu care eu mă întâlnesc nu sunt altceva decât niște făpturi magice. Astfel, uh, întâlnesc sfinți la tot pasul și sfânt este fiecare om care se află în proximitatea mea în momentul în care trec pe lângă el, întâlnesc cohorte de îngeri, oameni care merg înaintea mea, de-a stânga și de-a dreapta mea, mi se pare că sunt flancată uneori când merg pe stradă și oamenii aceia mi oferă oarecare protecție. Totodată văd oameni care sunt certăreți și care varsă cu energie negativă asupra interlocutorului lor pe o bancă, deversând tot felul de energie negativă și acolo văd cohortele sau legiunile de demoni. Și, practic, suprapun tot planul acesta fantastic deasupra realității, văzând, practic, multidimensional. Este o poveste foarte sensibilă pe care vreau să vă relatez în procesul acesta de individuație pe care și Carl Jung l-a desemnat ca fiind cel mai greu proces prin care a trecut toată viața lui. Acest lucru se întâmpla pe vremea când încă lucram într-o corporație și mergeam cu metroul la muncă. Lucram intens la a descoperi partea mea de umbră și la un moment dat, printre șuierăturile uh, circulației metroului, am deschis ochii și am mi s-a părut că am auzit un foșnet, că stăteam cu ochii închiși și cu căștile în urechi. Mi s-a părut că aud un foșnet. Privirea mea a fost îndreptată în sus, în tavanul metroului. Este o imagine emoționantă și... da. Și acolo pe tavan am văzut îngeri cu aripile înghesuite. Niște făpturi cu multe aripi. Multe aripi, nu aveau două, aveau mai multe. Și stăteau cu aripile înghesuite și păcneau din aripi așa cum pocnesc găinile în coteț și fiecare ținea cu mâinile de fiecare om care stătea în picioare în fața mea. Practic erau ca niște îngeri păzitori pe care fiecare om îi avea. Dar pentru o secundă mi-am schimbat percepția și am spus, dacă văd acești îngeri în sus și la mijloc este de fapt o oglindă, sau ochii mei sunt o oglindă, ce văd jos? Și când m-am uitat jos, toți oamenii din fața mea se transformaseră în îngeri. Doamne, dacă plâng de la, prima, de la primul punct. Atunci mi s-a revelat practic ideea că cel mai important om din viața ta este omul care se află lângă tine în aici și acum. Chit că este instalatorul care îți operează ceva pe la chiuvetă. Chit că este șeful tău care te scoate din țâțâni. Chit că este un coleg al naibii de nesuferit. Chit că este un străin mucos și cu haine împuțite care este un aurolac al străzii. Pentru că dacă în momentul acela se întâmplă ceva, o nenorocire, o calamitate, este ultimul om pe care îl vei vedea înainte de moarte sau primul om care îți poate oferi un prim ajutor. Așa că acela este fratele tău în moment, acela este îngerul tău. Și astfel, observ mai mult întreaga realitate și încerc să suspend orice prejudecată orice preconcepție pe care aș putea să o am despre omul care vine. Da, mai întâi, mintea îți spune, uite-l și pe slăbănogul ăla, ia uite-te și tu la el ce nănău mare are și ce pantofi mari, cred că poartă 50 la picior, eu având un metru jumate și purtând 35. Și de fiecare dată mă impresionează încălțările foarte mari. Dar apoi suspend încet, încet toate aceste imagini și văd că are un zâmbet frumos, văd că îi strălucesc ochii, văd că mi-amintește de un vâr al meu sau văd că mi-amintește de, nu știu, un prieten, o cunoștință. Sau transpun imaginea unui actor de Hollywood și spun: dacă omul acesta ar fi îngrijit de o echipă de make-up artiști, dacă ar fi uh, posesorul unui stilist și al unei mașini bengoase, cât de strălucitor ar fi și cât de. Uh, cât de aclamat ar fi la această pură plimbare în parc. Și brusc îl transform pe acel om. Sau dacă îl văd pe unul îngrijorat, zic, este doar imaginea mea, este percepția mea, este proiecția mea de îngrijorare pe care o am asupra lui. Dar încerc să-l limpezesc pe acel om și să-l lepăd de blestemele pe care privirea mea și percepția mea limitată le pune asupra lui. Și zic, asta mi se pare mie în moment. În realitate, tipul ăsta este foarte fericit. Acum când a trecut pe aici, a simțit că îl gâdi la nasul și pare puțin mai acrit. Și astfel ridic și imperfectez imaginea pe care o dețin în imaginația mea despre acel om. Și pe lângă fiecare om pe lângă care trec, uneori rostesc în sinea mea o binecuvântare. Și îmi place să rostesc o binecuvântare pentru fiecare. Chiar și când merg cu mașina pe autostradă, spun binecuvântat fie toți oamenii din mașina asta care tocmai mă depășește. Binecuvântat fie omul care conduce în fața mea. Binecuvântat fie cel care vine acum în viteză din spate. Pentru că el știe ce face și stăpânește foarte bine mașina. Și mă rog să ajungă cu bine la destinație, dar nu din percepția că nu va ajunge bine. Știu foarte bine că este un uh, luptător sau un războinic dintr-o altă dimensiune care aici își deține în loc de roib. Un autoturism puternic, și că merge, și că aceștia nu-i poți controla, ăsta este spiritul lui. El va călca pe accelerație pe orice instrument se va afla, fie că este un autoturism, fie că este un avion, fie că este un cal uh, pur sânge arabesc. Așa că toate aceste lucruri se întâmplă doar pentru că observ mai mult, și asta referitor la lumea externă. Următorul punct, punctul 2, este că sunt mai conștientă. Sunt mai conștientă de ceea ce fac, de ceea ce zic și uh, leg tot ceea ce observ în exteriorul meu de ceea ce simt eu în interior. Pentru că de foarte multe ori când fac, spre exemplu, postări și spun că lucrurile sunt bune așa dacă facem autocunoașterea, foarte mulți oameni spun, da, dacă toată lumea ar face așa sau ar fi bine ca alții, ceilalți să se trezească. Și astfel înțeleg că acel personaj s-a exclus pe sine din targetul audienței, da? De fiecare dată când auziți o învățătură, mai întâi aplicați-o pe voi. Eu fac asta. Și asta este, de fapt, real autocunoaștere. Pentru că dacă eu fac asta, atunci și în exterior se va proiecta același lucru. Dar dacă eu aș vrea ca ceilalți să se schimbe, înseamnă mulțumesc la mea pentru lecție, o pasez mai departe. Eu sunt ok așa cum sunt. Așa că toate lucrurile pe care eu le-am observat în exterior, în general sunt despre mine. Fie că sunt lucruri pozitive sau lucruri negative. Asta nu înseamnă că eu nu trăiesc lucruri negative. Mi se întâmplă, dar le iau ca pe oportunitate de a învăța. Dar vom vorbi despre asta un picuț mai târziu. Așa că sunt mai conștientă de lucrurile pe care le fac. Uneori, dacă simt eu că am fost mai jumpy, așa, am sărit repede la, nu știu, judecăți în mintea mea, zic, de ce am făcut asta? Dar oare de ce am simțit eu chestia asta? De ce am făcut asta? De unde a pornit totul? Pentru că uneori conștientizezi că micile discuții pe care le poți avea în propria ta, în propria ta casă, în propriul tău căbin cu partenerul, partenera ta de viață Nu sunt de fapt lucrurile pentru care te cerți în acel moment Scoate domnule brânza, te-am spus să scoți brânza din frigider de fapt, baza este o altă frustrare, este ceva ce am ocnit mai devreme de atât. Niciodată brânza scoasă din frigider nu poate fi motivul uh, unor uh, dispute ample între parteneri. Așa că îmi pun de fiecare dată întrebarea și zic de unde a pornit totul, ce a fost în mintea mea, de ce sunt de fapt frustrată. Și uneori poate că sunt frustrată pentru că nu mi-am parcurs eu rutina mea zilnică, pentru că am eu acest ritual apotropaic, se numește un ritual, prin care practic îți setezi acea bulă în care te bagi, o bulă protectoare în care te bagi în fiecare zi pentru a începe, pentru a avea un start ușor controlat, da? Adică trebuie musai să-ți bei cafeluța, trebuie musai să te trezești în liniște, trebuie musai să faci pâinea prăjită într-un anume fel, să pui untișorul și gemul uh, tău preferat. Și dacă vine cineva și intervine în acest proces și zice, în dimineața asta nu bem cafea, hai să bem o cană de ceai sau mai bine o cană cu lapte cu cacao, atunci ceva în ritualul tău a fost zbuciumat da? și uh, de acolo apar bineînțeles conflicte. Așa că iau toate lucrurile astea și mă întreb de unde a pornit totul, ce s-a aflat în spatele acestui lucru. Păi uite, faptul că nu mi-am făcut eu ciclul meu normal de începere a zilei, poate că m-am simțit deranjată de un lucru pe care mi l-ai spus într-o zi anterioară, dar pentru care n-am fost autentic, suficient de autentică, pentru a adresa problema atunci. Așa că am înghițit-o, am ținut-o pe sub piele, zodie de foc fiind, ți-o voi vomita a doua zi, da? pentru că mai mult nu pot aștepta. Așa că analizez aceste lucruri și le întorc la mine și de fiecare dată când faci această analiză știu că mulți o să spuneți este foarte greu, dar de ce să analizezi totul, de ce să judeci totul, nu putem să ne trăim în viața pur și simplu. Puteți să faceți această analiză la început și este foarte anevoioasă într-adevăr să analizezi chiar orice chichiță. Concentrează-te doar pe lucrurile care te afectează, lucrurile care contează pentru tine. Nu te concentrezi pe de ce a căzut frunza, de ce am pus lingura acolo, de ce se învârte mașina de spălat, de ce detergentul ăla se termină. Da? Vă puneți întrebări despre lucrurile care vă afectează, vă deranjează sau vă generează o oarecare stare sau emoție. Da? Și atunci când îți pui aceste întrebări, vei conștientiza că parcurgi, de fapt, linguriță cu linguriță, procesul de autocunoaștere. Te descoperi, începi să te înveți, să de te deslușești, să afli ce e cu tine în fiecare moment. Și fac lucrurile acestea cu fiecare ocazie. Deci îmi pun întrebări, sunt conștientă de lucrurile care mi se întâmplă. Mă mai uit din când în când pentru că mi-am notat aici niște idei. Uneori mă duc într-un spațiu, într-un parc, într-un loc în care sunt mai mulți oameni care mă cunosc pentru ceea ce sunt și îmi conștientizez că aceștia vin să-mi ceară tot felul de sfaturi. Dacă observ că aceștia nu mi-ascultă sfatul, încep să-mi pun întrebarea, mă retrag pe gânduri în sine mea și îmi spun oare de ce îmi spune omul ăsta, oare de ce îmi cere omul ăsta sfaturi. Și apoi zic, poate că mă percepe ca pe un învățător. Ce din mine a făcut ca acest om să creadă despre mine că sunt un învățător? Pentru că acolo este o greșeală. Nu vreau ca oamenii să considere că eu sunt învățătorul lor, pentru că nu și-ar mai săvârși procesul de autocunoaștere. Ar cere întotdeauna cunoaștere de la exterior. Dar eu dacă mă pun pe picior de egalitate cu tine și nu mă mai dau deșteaptă, și nu mă mai dau deasupra tuturor, și placez credință că și tu, la fel ca și mine, vei avea capacitatea de a învăța anumite lucruri, atunci nu vei mai veni la mine pentru sfaturi. Ci pur și simplu vei observa ceea ce fac eu Vei observa ceea ce spun eu, vei observa cum reacționez eu și apoi vei face o paralelă cu ceea ce faci tu, care sunt reacțiile tale, care sunt vorbele tale. Și vei începe să lucrezi cu tine însuți. Și atunci când conștientizez că oamenii aceia vin să mă întrebe tot felul de sfaturi, înseamnă că eu m-am plasat ușor pe o poziție de superioritate sau că pur și simplu ei mă văd așa, că vin ei de pe un picior de inferioritate. Și încerc să echilibrez balanța. Încerc să le arăt partea mea umană. Și atunci le vorbesc despre tot felul de banalități, despre tot felul de lucruri din acestea pe care le săvârșește fiecare om în viața de zi cu zi. Știi, fată, am făcut și eu niște gem de gutui astăzi. Ieri am făcut o mâncare de ciuperci cu niște mămăliguță și a fost extraordinară. Tu ce mai faci? Ce mai face eu la mic? Nu știu ce. Și când aduci această discuție, nu înseamnă că te cobori, nu înseamnă că îți cobori frecvența, ci vrei să te întâlnești cu celălalt pe o zonă de mijloc. Astfel, celălalt nu te mai pune nici el pe tine pe un piedestal și nici nu se mai pune pe sine pe o poziție inferioară și avem un consens, avem o orizontală, pentru că eu sunt și omul și spiritul, da? Și observându-mă și conștientizând mai mult îmi pun astfel de întrebări și astfel echilibrez fiecare relație încercând din răsputeri și ăsta este celul meu cel mai înalt în orice interacțiune cu oamenii, să nu mă aflu nici aici, nici aici, ci să mă aflu pe relații orizontale. Relațiile orizont pe orizontală pe care le ai cu oamenii, adică relații de egalitate, fraternitate și libertate, sunt singurele care îți oferă împăcare și liniște. Dacă sunt aici pe picior de superioritate, mă voi simți însingurată. Toată lumea vrea mereu ceva de la mine. Dacă mă voi pune pe picior de inferioritate, eu sunt dependentă de ceilalți. Tot timpul am nevoie ca celălalt să mă ajute cu ceva. Dar mă pun pe picior de egalitate și atunci suntem cu toții frați. Tu nu ești un om cu neajunsuri. Tu nu ești un om care este extraordinar de uh, perfect și imposibil de atins ca și target în această viață. Ci dacă tu poți ceva, pot și eu... Și dacă tu nu poți ceva, dar eu am putut, atunci vei putea și tu. Și investește astfel cu încredere pe ceilalți, dar te menți și pe tine într-o zonă de împăcare și fericire care frizează tot cu împărăția cerurilor despre care am pomenit la primul punct. Următorul uh, punct despre care voiam să vă vorbesc este Îmi cizelez constant intenția. Ce înseamnă că îmi cizelez constant intenția? V-am mai spus că fiecare dintre noi ne trezim cu o intenție de dimineață. Și uneori suntem conștienți de ea dacă ne-o plasăm și ne-o rostim și ne-o activăm într-un mod conștient și suntem posesorii unor tehnici din acestea foarte sănătoase și uh, stabile, uh, precum actul de meditație, dar unii dintre noi și mi se întâmplă și mie de foarte multe ori să-mi scape acest uh, proces de dimineață și să las ziua să se desfășoare așa cum este, dar având ca bază totuși intenția să învăț ce se poate mai bine din fiecare lucru care mi se va întâmpla. Avem posibilitatea, deci practic intenția intră pe un mod inconștient în viața noastră, avem o intenție secretă pe care ne-o plasăm, e atât de secretă că nici noi nu știm de ea la nivel conștient. Dar care este cu adevărat această intenție? Este, o putem repera observând ce povestim la sfârșitul zilei că ni s-a întâmplat în ziua respectivă. Când vii acasă de la muncă și vorbești cu soția ta despre ce s-a întâmplat la birou sau ce ți s-a întâmplat pe parcursul zilei, lucrurile pe care tu le povestești, atenție, povestea mea, urmăriți workshopul povestea mea, vă rog frumos, este în secțiunea de live-uri și puteți să vă descoperiți care este povestea pe care vă tot repetați. Aceea este povestea pe care voi vă spuneți ca să vă mențineți adormiți în ziua respectivă. Sau aceea este intenția pe care voi ați plasat-o. Spre exemplu, vii de la birou și ești uh, supărat și uh, nu știu ce și spui, uite, astăzi nu știu ce coleg de-al meu a fost dat afară. Astăzi o colegă de -al mea a plecat din companie. Dacă acelea sunt lucrurile pe care tu le-ai observat, eu te întreb așa. Gândește-te câte lucruri se pot întâmpla într-o companie pe parcursul unei zile. Foarte multe. 100, 200 de lucruri, să spunem că 1000 de lucruri dacă este o corporație foarte mare. Dar tu ai venit cu două povești care țin despre plecarea de la job sau concediere. Înseamnă că asta este preocuparea ta. Înseamnă că filtrul percepției tale a picat acolo, da? Cu luneta ta îngustă, nu te-ai uitat la faptul că două colegi sporovăiesc, nu te-ai uitat la faptul că cineva a fost promovat, nu te-a te uh, uh, încântat cu nimic ideea că corporația voastră a ajuns pe locul 3 în lume ca și profituri sau ca număr de angajați sau ca fericirea angajaților pe care îi deține, ci pur și simplu ai remarcat doar aceste hibe. Asta traduce despre tine faptul că ai o oarecare frică de a-ți pierde locul de muncă sau, din potrivă, că ești interesat de a pleca într-o altă companie, în funcție de ceea ce relatezi. Astfel, la sfârșitul zilei, tot ceea ce povestești și obișnuiți -vă să vă povestiți măcar voi însă vă în capul vostru, ce ați văzut la ziua respectivă? Și acolo se ascunde intenția voastră secretă. Și acolo veți observa care sunt fricile voastre, care sunt neajunsurile voastre, ce intenție ați avut voi. Păi intenția mea a fost să observ toate neregulile la această companie ca să mă încurajez să aplic la o altă firmă. Da? Sau veniți cu tot felul de alte povești. Pot fi și povești pozitive, bineînțeles. Dar lucrurile despre care veți vorbi reprezintă intenția pe care voi v-ați setat-o la începutul zilei respective în mod secret. Astfel, după ce am constatat că se întâmplă acest lucru în viața mea, am început să-mi cizelez această intenție. Spunându-mi încă o dată în cap povestea, derulând practic evenimentele care s-au desfășurat pe parcursul zilei, înainte de culcare am acest ritual în care închid ochii și încerc să perfectez tot ceea ce a fost găunos, tot ceea ce a decurs negativ, sau să extrag lecții din tot ceea ce a decurs negativ. Spre exemplu, s-a întâmplat ceva în viața mea de, să spunem, o vecină de-a mea a început să țipe la mine pe nepusă masă că, nu știu, se produc zgomote în apartamentul meu. Prima dată am avut o reacție virulentă, dar ce zgomote, doamnă, că n-am făcut nimic, nici măcar n-am fost acasă. Iar apoi, în loc să mă condamn pentru această reacție, o am pentru că am avut-o rapid și conștientizez la sfârșitul zilei că de fapt aveam o dorință aprigă de a mă certa cu cineva. Pentru că, care este concluzia mea la sfârșit de zi? Astăzi m-am certat cu cineva. Deci intenția mea secretă a fost, vreau să mă cert cu cineva. Și stau și analizez, de ce m-am certat cu cineva? Pentru că am avut nevoia de a mă certa cu cineva. Și apoi când analizez și mai bine, și vă rog să faceți acest lucru și pe pielea voastră, să studiați foarte bine cazul, mi-am dat seama că m-am abținut, spre exemplu, în relație cu oamenii dragi din casă, atunci când am vrut să le spun vreo două, m-am abținut și atunci când cineva probabil m-a provocat într-un mod urât, pe exemplu, pe postările mele, și pentru că m-am abținut și m-am abținut, eu aveam nevoie să mă cert cu cineva și această energie s-a creat în mine. Egregorul este creat și trebuie manifestat, da? Odată ce am gândit, acesta devine realitate. Și aceasta este o specificitate a oamenilor care se trezesc spiritual. Toate lucrurile pe care le gândesc vor vedea că se manifestă la exterior, dar acesta este un alt punct. Și bineînțeles că s-a evit ocazia că eu să mă cert. Și în acel moment transmit binecuvântare acelei vecine care m-a provocat și asupra cărei, spre exemplu, am sărit și eu cu câteva vorbe, pentru că ea a fost doar un înger care mi-a ținut oglinda și m-a ajutat să mă eliberez de energia negativă care se acumulase în mine. Iar acum, bineînțeles, am spălat toată uh, tevatura de pe timpul zilei, am binecuvântat omul M-am iertat și pe mine pentru reacția pe care am avut-o, și am și învățat o lecție din ea. Așa că, data viitoare, voi ști mai bine. Asta este, de fapt, cizelarea intenției trebuie să fii conștient și să observi pe o perioadă îndelungată, de fapt în fiecare zi din viața ta, dacă îți faci un astfel de obicei, este foarte sănătos, să observi care a fost intenția ta și de fiecare dată să tragi o învățătură nouă, acest lucru te va ajuta să evoluezi. Când evoluezi, faci lucrurile mai bine. Când faci lucrurile mai bine, cizelezi intenția. De acum, aceste lucruri nu mai apar în viața mea. Sau când se produc, spun, aha, Aveam eu niște energie negativă pe care am, am tot acumulat-o și acest om a venit să mi-o scoate la iveală. Este ca și când îmi crește un coș pe față și vine cineva din familie, stai așa să ți-l pocnesc. Da? Și omul acela cu care tu ai o mică altercație este omul care te ajută să scapi practic de o infecție, pentru că energia negativă stagnantă în corpul tău este o infecție care ține să iasă la suprafață. Dar odată ce ai ieșit, trebuie să și știi să ierți, în primul rând în tine și apoi să suspenzi această barieră și deasupra celuilalt, să nu-l menții ca fiind țapul tău ispășitor și să pui asupra lui toate poverile tale negative. Următorul punct. La punctul 4 am notat că învăț mereu. Este încă o schimbare pe care am îmbrățișat-o în viața mea. Învăț mereu, în primul rând, așa cum v-am relatat la punctul anterior, din toate evenimentele pozitive sau negative din viața mea. Trag învățături din tot ceea ce observ în jur și nu trebuie neapărat să experimentez eu un anumit lucru. Dacă am observat că s-a întâmplat cuiva în fața mea, înaintea ochilor mei, pot să trag învățătura înainte ca acest lucru să se manifeste în viața mea. Și totodată, învăț lucruri normale pe care oamenii le învață. Învăț să pictez, învăț să cânt la un instrument, învăț să îmi perfecționez harul spiciului pe care l-am, harul vorbirii pe care l-am în fața voastră. Um, studiez tot felul de uh, oameni din aceștia care oferă uh, lecții de dicție, de pronunție, de uh, arta conversației, spre exemplu, de arta a discursului și așa mai departe. Uh, învăț foarte multe lucruri care țin de spiritualitate de domeniul meu. Studiez orice lucru nou care mă pasionează. Spre exemplu, după ce am ascultat un interviu cu dr Cezar, mă preocupă să aflu și eu mai multe lucruri despre mitocondrii, să aflu mai multe despre the gut feeling, despre uh, inteligența intestinului nostru. Încep să învăț foarte multe lucruri despre uh, filozofi, este ceva care mă intrigă într-o zi sau am descoperit un citat frumos al lui Platon, nu mă las până nu descoper care este originea și cum se potrivește în contextul tuturor discursurilor sale. Și tot așa, de fiecare dată încerc, de fapt, să îmi lărgesc percepția. lărgindu un percepția, capăt mai multă cunoaștere și totodată capăt mai multă empatie. Informația pe care eu o descoper nu este doar informație căpătată de la exterior și stocată aici, da? în baza mea de date, ci este aplicată imediat. De aceea foarte mulți dintre voi sunteți surprinși și mulți îmi spuneți că sunt ca o enciclopedie. Pentru că nu poposesc deloc cu acea informație în capul meu. Am învățat ceva din filozofia greacă, este trecută mai întâi prin filtrul minții, apoi o cobor în zona inimii, o asociez repede cu niște experiențe de ale mele de viață observ cum acea bucată de știință a fost recunoscută de fapt și cum a rezonat ea în sufletul meu, de ce am fost atrasă exclusiv de acea informație și nu de oricare alta, pentru că de fapt o recunosc undeva în experiența vieții mele, într-o formă în care n-am putut să o articulez, într-o formă în care n-am știut să o pun în cuvinte. Că știți că dacă vă spune cineva citatul acela din Jung, cine se uită afară visează, cine se uită înăuntru se trezește, iau vorba aceea, o stochez, dar zic de ce a rezonat cu mine și apoi realizez că credința mea, virgulă, credința mea de bază este că tot ceea ce este înăuntrul meu se proiectează în exterior, sau tot ceea ce văd la exterior este o proiecție a interiorului meu. Și atunci se pupă cu ceea ce a spus uh, Jung în acest citat. Și bineînțeles, iau acest lucru și îl întâlnesc cu toate experiențele mele de viață în care acea instanță s-a produs astfel încât să fie o demonstrație foarte bună pentru citatul respectiv. Așa că nu sunt doar o postăcioasă de citate, pentru că sunt foarte mulți oameni care doar le postează fără să știe ce înseamnă și de fiecare dată vă atașez un exemplu concret, o explicație pe larg cu lucruri cu aplicabilitate din lumea reală, pentru ca acel citat să fie asimilat și de talentul vostru, adică instrumentul vostru de rezonanță care se află în inima voastră. Și bineînțeles, învățând mereu, mă mențin tânără. Și o să fac un material, probabil că materialul următor despre îmbătrânire, procesul de îmbătrânire și cum să îmbătrânești frumos. Fără să fii dependent, fără să ajungi să fii decrepit, fără să ajungi să depinzi de cei din jurul tău sau să fii o povară pentru ceilalți. Iar unul dintre secretele acestei îmbătrâniri și cred că e cel mai important dintre toate secretele anti-aging, nu cremele doamnelor, da? nu tot felul de proceduri invazive și non-invazive, ci secretul împotriva îmbătrânirii este să înveți mereu. Pentru că dacă înveți mereu, îi transmit subconștientului tău, sunt un elev. Și subconștientul tău știe că atunci când înveți, ești în continuare un copil și îți dă mai multă tinerețe și mai multă tinerețe și mai multă putere de viață. Asta nu înseamnă că în tinerești fizic, precum Benjamin Button, deși în spirit cam așa merge traseul, dar te simți mai tânăr, ești mai pasionat, ești invigorat, ai un scop cu care te trezești de dimineață și cu care ți încalți papucii da? și zici, astăzi trebuie să învăț ăla, trebuie să știu limba engleză, trebuie să învăț și limba arabă. Vreau să mă descurc să citesc fiecare carte sfântă în limba ei autentică, da? Și atunci ești înflăcărat și de fiecare dată ai un scop. Și aceasta este diferența dintre un bătrân care se trezește cu dorința de a învăța lucruri noi, chit că vrei să înveți șah, chit că vrei să înveți, nu știu, să cânți la drâmbă, da? Ceva nou pe care vrei să-l înveți, pardon, te va menține foarte viu, foarte activ. Și diferența dintre acesta și unul care se trezește de dimineață, zice astăzi iarăși pun o brață pe varză, fac niște murături, mă uit la știri, vin copiii de seară să vedem ce le pune să mănânce, trebuie să-mi iau medicamentele, da? Acesta rotește și reciclează aceleași activități. Nu că ar fi ceva rău să te gospodărești sau să-ți gătești, Doamne ferește, dar trebuie să înveți un lucru nou, cel puțin un lucru nou pe zi. Și acest lucru sunt niște pescăruși care se bat pe pervaz. Și acest lucru te va menține din ce în ce mai tânăr și din ce în ce mai exuberant și dornic să te trezești la o nouă viață, transmițând astfel subconștientului tău, vreau să fiu viu, vreau să trăiesc. Da? Următorul punct pe care vreau să fiu specific este caut soluția sau consensul în fiecare problemă. Când caut soluția sau consensul, înseamnă că nu mai intru în tot felul de discuții pseudo-intelectuale. Am încercat să fiu cu gândul la și de la geam, sper că nu s-au blocat pe undeva, s-a auzit un zgomot foarte mare. Sunt foarte mulți oameni care o iau pe acest traseu spiritual și încep mai întâi prin mintea logică rațională și colectează informații despre cabala, informații despre cărțile sfinte, informații despre conspirațiile mondiale informații despre ceacre, informații despre hinduși, informații despre budismul zen și așa mai departe. Și le acumulează și fac un carcalete în mintea lor. Și uh, acești oameni nu pot să facă altceva decât să rostească citate, nu pot decât să vorbească în uh, paradigme, în uh, nu știu, fraze din acestea deja rostite de alții, pentru că nu le găsesc niciodată aplicabilitatea în propria lor experiență de viață. Acești oameni, în general, când vor să poarte o discuție și sunt mulți care își doresc să aibă discuții cu mine unul la unul și eu le spun, oameni buni, eu nu am ce să discut. Adică eu nu am aceste subiecte up for debate, da? nu sunt pentru dezbătut. Eu spun ceea ce simt și ce, ce este experiența mea de viață. Dar ei își doresc întotdeauna un partener cu care să discute și să dezbată astfel de subiecte, pentru că de fapt sunt niște discuții pseudo-intelectuale. Se învârde Valma și au nevoie de confirmarea și validarea cuiva, să mai creadă că există un altul care gândește la fel ca ei. Da, la bază suntem cu toții la fel, dar nu este nevoie neapărat să facem acest schimb ideatic, da și eu cred asta, dar tu ce părere ai despre conceptul ăla, dar tu ce părere ai despre conceptul celălalt, a, părerea mea este aia, părerea mea, unde duc toate astea? Nicăieri. De aceea soluția și consensul sunt cele mai importante rezultate din orice discuție pe, la care eu tânjesc și la care aspir. De aceea, nu o să stau să insist la discuții interminabile în comentarii cu cineva care nu vrea să înțeleagă și facem acel schimb back and forth, back and forth, înainte și înapoi, cu tot felul de schimburi de replică. Dacă acel om nu vrea să ajungă la consens, să spună, da, îți înțeleg punctul de vedere, punctul meu de vedere este acesta și până nu vrem să ajungem să vedem care este punctul de vedere care îl înglobează pe celălalt, și aici nu este chestiune de superioritate, ci eu poate că nu te înțeleg pe tine pentru că tu îmi vorbești despre concepte abstracte. Acesta poate să mă înțeleagă pe mine pentru că el a fost acolo și eu reușesc să înțeleg majoritatea oamenilor care vin cu tot felul de întrebări câteodată absurde din punctul meu de vedere. Dar reușesc să-l înțeleg, pentru că am fost și eu în pielea lui. Dar el nu reușește să mă înțeleagă pe mine, pentru că eu vorbesc despre termeni abstracti. Atunci eu încerc să explic o dată, maxim de două ori, dar a treia oară deja când am văzut că nu mai este nicio strădanie din partea cealaltă să-și deschidă percepția, să vadă în afara lentilei sale limitate, atunci trebuie să abandonezi discuția, pentru că acel lucru nu duce absolut nicăieri. Omul acela doar recirculă, recirculează aerul uh, captiv în habitaclu, da? Practic îi place să -i inhaleze propria lui informație, să întoarce acasă tot cu ceea ce știa el. Și uh, un, uh, un sfat sau dacă vreți o idee pentru cei dintre voi care doriți să descoperiți când nu ați învățat nimic nou dintr-o dispută sau dintr-o discuție sau dintr-o dezbatere de idei uh, cu o altă persoană, este să observați când vă întoarceți acasă dacă ați aflat un lucru nou, sau dacă puteți reproduce discuția pe care ați avut-o cu acel individ. Dacă informația cu care v-ați întors este în continuare aceeași pe care o posedați, atunci n-ați învățat nimic nou. V-ați dus acolo doar să vomitați ceea ce știți. Dar dacă v-ați deschis pentru o secundă percepția către ce a spus celălalt, acum ați învățat un lucru nou. Și de foarte multe ori, oameni buni din disputele pe care unii uh, le, le transformă într-o uh, ceartă aprinsă în secțiunea de comentarii cu mine eu învăț de acolo cum să mă împachetez mai bine mesajul și cum să-l livrez într-o formă astfel încât toată lumea să-l înțeleagă. Sau nu neapărat toată lumea pentru că nu țintesc niciodată spre toată lumea, ci doar către acela care își dorește să se transforme sau să învețe să-și deschidă propria percepție, să se autocunoască și să lucreze cu el însuși. Dar am învățat ceva de acolo. Fie că e un lucru bun, fie că e un lucru rău, mă întorc cu o informație nouă. Mergem mai departe, da? Deci, că, căutând soluția sau consensul, caut, de fapt, unitatea, da? Eu nu vreau să văd cât de diferit ești tu față de mine, că îmi apropii sau îmi dezaprobi ideea. Nu caut să văd cât îmi ești de superior sau nu caut să văd cât îmi ieși de inferior. Ci eu vreau să văd care este originea noastră comună și de ce. Tu vezi lucrurile dintr-un anume punct, iar eu le văd dintr-un anume punct. Definesc practic poziția fiecăruia și de foarte multe ori discutăm practic despre același pahar, eu văzându-l din partea asta de unde el este mai pătat, iar tu văzându-l din partea cealaltă de unde el este probabil mai vărgat. Mergem mai departe la punctul 6, al șaselea lucru care s-a schimbat în viața mea de când cu această căutare spirituală. La punctul 6 am spus așa, Mă bucur de tot ce materializez. V-am spus că uh, odată ce îți asumi totul în viața ta, devii foarte autentic și realizezi că tot ceea ce vezi în jurul tău este rezultatul propriei tale percepții. Și dacă e rezultatul propriei tale percepții, înseamnă că percepția mea este formată în mine, de către mine, deci totul este o reflectare a interiorului meu a ceea ce sunt eu de fapt. Atunci vei conștientiza că toată, tot ce ține de procesul de materializare sau toată această tevatură legată de legea atracției pornește-o de la tine. Materializez nu ceea ce vreau, ci materializez ceea ce sunt. Materializând ceea ce sunt, dacă starea mea este de cacao în ziua respectivă, voi vedea numai oameni care se ceartă, voi atrage în preajma mea, atrage între ghilimele, eu le proiectez la exterior. Tot felul de. Situații din acestea tensionate, tot felul de situații iritante, enervante, voi genera în fața mea tot felul de evenimente din acestea care se întâmplă în viața celorlalți ca să-mi confirme că toată lumea a avut ceva în ziua respectivă. Și am observat asta, spre exemplu, și la oamenii care țin de astrologie. Dacă tu crezi că Mercur retrograd, spre exemplu, atrage tot felul de sincope în comunicare, Vei conștientiza în primul rând că la tine sunt aceste sincope în comunicare, pentru că de fapt credința ta îți săvârșește acest lucru, tu crezând, punând crezare în acest lucru, generezi acest lucru în interiorul tău. Deci, în primul rând, tu ai bâlbe, tu ai tot felul de blocaje, apoi începi să proiectezi și să vezi în jurul tău și vine o prietenă de-a ta care îți spune, o, astăzi nu mi-a pornit mașina, haha, ha, merg cu retrograd, pentru că eu sunt chitită să văd doar prin filtrul meu, prin filtrul propriei mele credințe, prin filtrul propriei mele percepții. Și apoi, dacă mai aud la vreo 2-3 oameni, spun tuturor, a, era Mercur retrograd, tuturor li s-au întâmplat lucrurile astea. Pentru că percepția ta fiind limitată acolo, ea nu poate să vadă ce se întâmplă în rest toți ceilalți oameni care fac foarte bine ceea ce fac. Gândiți-vă că atunci când e Mercur retrograd, de ce nu se opresc toate televizoarele, de ce nu pică tot internetul, de ce nu pică peste tot toate rețelele, avioanele nu pică din aer, nu se opresc taxiurile în drum, de ce toate celelalte lucruri continuă firesc, toată activitatea în această lume, toate transformatoarele electrice, pardon, de electricitate, toate vapoarele care transportă marfă merg în continuare, dar doar acolo, la tine, în o grăduță, nu merge ceva din cauza unui tranzit Vechi pe care l ai de la bunicul tău. Da? Așa că credința ta, practic, îți produce lucrurile pe care le vezi în jurul tău, și astfel totul este o manifestare. Dar cum s-a aplicat acest lucru în viața mea? Sunt, minimalist, ă, sunt, <laughs> sunt minimalistă, citeam un nou punct. Mă bucur de tot ce materializez, în sensul că am conștientizat că materializez absolut totul în viața mea. Tot ceea ce eu trăiesc este propria mea materializare. Nu mai plasez uh, uh, tot felul de încredere în astrologie, nu mai, nu mai trebuie să cred în sincronicități, pentru că eu le creez, m-am dus la bază, m-am dus, dus la sursă, m-am dus la originea tuturor lucrurilor care izvorăsc din mine, m-am întors la mine, eu sunt această lanternă care reflectă la exterior întreaga ei lumină și toate jocurile ei de umbre, da? Și odată ce am ajuns în acel punct, nu mă mai surprinde absolut nimic. Mă bucur de ce o materializez. Câteodată spun, îmi spune cineva, spre exemplu, zile, ieri s-a întâmplat acest lucru, mi-a vorbit cineva despre șamanism. Seara am ajuns acasă și am descoperit un serial turcesc, se numește 46, cred că așa se numește 46, pe Netflix, în care serialul începe cu un documentar despre șamani, pe care protagonistul îl vede la televizor. Și bineînțeles, el se duce să facă un ritual șamanic, ca să bea niște aia hoasca, să trăiască o trezire spirituală subită și, și așa mai departe, se derulează acțiunea. Bineînțeles că am ajuns, așa, pen, prin uh, viteza luminii, la episodul al cincilea, pentru că zic domnule, azi dimineața am auzit despre documentarul tău despre șamanism și acum văd un film despre șamanism. Și iată, lucrurile astea se manifestă. Înainte mă miram și spuneam, a, sincronicitate, ia uite, am manifestat aia, am manifestat. Nu este neapărat nevoie să mă mai zburlesc într-un asemenea hal, ci le iau ca atare. Și aceasta este o manifestare pozitivă. Dar totodată materializarea este și evenimentul negativ, așa cum vă povesteam întâmplarea cu vecina, spre exemplu. Dacă se întâmplă ceva negativ prin care sunt atras într-un conflict sau sunt martora unui conflict sau sunt implicată într-un conflict, atunci și acel lucru este materializarea mea. Dar de această dată tot mă bucur. De ce mă bucur? Pentru că am capacitatea să învăț ceva, deci să evoluez. Da? Așa că punctul 6 este mă bucur de tot ce materializez și practic am recunoștință, oameni buni, pentru tot ce se întâmplă în viața mea. Binecuvântez tot ce se întâmplă în viața mea. Și asta este de fapt o declarare tacită a faptului, a frazei biblice prin care spui voia ta facă-se nu voia mea. Pentru că, de fapt, când spui voia ta facă-se, este vorba de observatorul din interiorul tău, cel care și-a plasat intenția și care dorește ca avatarul acesta din carne să joace la exterior. Da? Și eu, ca avatar, nu am datoria decât de a face acest lucru în numele observatorului meu în numele Tatălui sau al Dumnezeului meu lăuntric care își dorește să trăiască această experiență prin mine pentru evoluția spirituală. Și când fac acest lucru, practic îmi adaug mie, îmi adaug uh, tot mai multă tărie și încredere și credință. Pentru că eu dacă îmi pun viața și toată inima în mâinile lui Dumnezeu, nimic rău nu mi se poate întâmpla. Iar acel eveniment, indiferent cât de rău pare, Va fi doar o, o lecție care mă va ajuta să înfloresc și să merg mai departe ca un om și mai bun, și mai demn, și mai prețios, și mai autentic. Trecem mai departe la punctul 7 și acum este rândul lui, sunt minimalistă, citea mai pentru că au fost o serie de zgomote care mi-au distras atenția, a venit pe la geam, s-a întâmplat zgomotul acela, apoi a trecut un elicopter și toate lucrurile acestea m-au făcut să-mi repet conștiința către aceste direcții, pentru că vă spuneam eu, atunci când trăiești conștient, nu e nimic ca fiind întâmplător, faptul că am fost tulburată în acele puncte m-a făcut ca gura mea să vorbească fără să mai asociez mintea. Sunt curioasă ce am vorbit în acele momente, când ceva mi-a fost. atenția mi-a fost distrată în alte puncte. Pentru că acelea sunt unele situații foarte, foarte interesante. De multe ori, când mă uit pe materialele mele, când le revăd uneori, sunt șocată și eu și surprinsă de ceea ce am putut să spun. La punctul 7 spuneam eu că sunt minimalistă. Odată ce am trecut prin aceste transformări în viața mea și după ce am pus mai mult focus pe cine sunt eu, ce-mi doresc eu, ce-mi place să fac, ce-am venit să fac, care este menirea mea, care este scopul meu, nu m-am mai concentrat atât de mult pe lumea externă, nu mă mai interesează ce fac alții și am redus foarte multe din lucrurile pe care le făceam de dragul celorlalți, lucrurile pe care le făceam ca să concurez cu ceilalți, lucrurile pe care le făceam ca să fiu cea mai frumoasă fată din încăpere. Da? Nu mai îmi doresc acest lucru. Prin urmare, am devenit minimalistă în toate aspectele vieții. Sunt un om care își gătește mâncarea uh, în casă. Mai merg și mai mănânc în oraș sau mai comand câte ceva de mâncare. Nu este acesta un lucru bătut în cuie. Dar, în general, îmi ascult foarte mult intuiția și reușesc să, să decuplez intuiția, atenție, de impuls și de instinct. Și am făcut un material despre impuls, intuiție, instinct și inspirație. Puteți să-l căutați, este un material, cred că mai vechi, dar foarte, foarte interesant, care vă va ajuta să le defalcați, să le separați pe toate. Pentru că impulsul merge ghidat de plăcere. Îmi place ciocolata, deci mănânc mai multă ciocolată, da? Și este greșit, iar uh, instinctul este cel care ne salvează de pericole și cel care ne blochează totodată atunci când întâmpinăm ceva necunoscut. Instinctul este cel care îți spune ai mai fost jefuită în trecut sau ai mai fost, uh, nu știu, certată sau uh, uh, pusă la pământ într-o asemenea situație, așa că nu mai încerca și blochează, da, și îți aduce rezistențe. Asta nu înseamnă că ele nu sunt bune, sunt bune, pentru că unul este, te ghidează prin plăcere, altul prin durere. Dar de foarte multe ori aceste lucruri ne mențin blocați în cercul acela al karmic. Dacă aș asculta de fiecare dată de câte ori vreau să mănânc ciocolată, să mănânc ciocolată, probabil că aș avea 100 de kilograme, multe probleme cu circulația, tot felul de probleme de sănătate. Iar dacă mi-aș asculta întotdeauna instinctul care mă ferește tot timpul de pericole, aș fi probabil un om anxios care n-ar încerca niciun lucru nou, adică nu ar pune niciodată credința că lucrurile pot fi altfel și nu aș schimba cu absolut nimic ceea ce am trăit cândva în trecut cu posibilitatea că se poate schimba în viitor. Da? Așa că separ foarte clar intuiția mea de celelalte două componente care reprezintă semaforul meu, roșu-verde, roșu-verde, da? Și intuiția mea este aceea pe care o asculți atunci când înainte să te duci într-o cantină sau într-un restaurant, îți pui mâna pe stomac dacă vrei sau pe inimă, închizi ochii și spui ce aș vrea eu să mănânc, de ce am eu poftă acum. Uneori aveți o poftă de o ciorbiță, doar de o ciorbă sau uneori ai poftă de o mămăliguță cu brânză și smântână, alteori ai poftă de o friptură bună. Dar nu te duce în cantină și în locul în care ești supus tentațiilor pentru că odată ce ai intrat, fără să-ți consulți intuiția, da? Pentru că odată ce ai intrat acolo, vei fi bombardat cu tot felul de tentații. Omul care nu știe ce vrea și a intrat într-o cantină, va lua ceea ce îl tentează cel mai mult, da? Va lua lucrurile pe care impulsul îl ghidează să le ia. Totodată îi va observa și pe colegi, pe prieteni și va spune A, tu ce ți-ai luat, Mi-am luat nu știu ce. A, super, mi-au și eu, la fel altul îți spune că masa este mai ieftină și că meniul zilei cuprinde mai multe lucruri și astfel îți iei ceea ce este cuprins în meniul zilei de unde îți place doar un preparat iar restul îți plac mai puțin. Cu toate aceste lucruri pe care le faci împotriva vocii tale interioare, împotriva corpului tău care îți transmite și știe exact de ce are nevoie ca să fie sănătos, tu îți îmbolnăvești propriul organism, îți negi copilul interior, îți negi lumina, îți negi dumnezeirea din tine și te calci pe inimă ca să faci pe placul celorlalți. De aceea, în viața mea, eu mă gândesc întotdeauna ce poftă am eu să mănânc. Și de foarte multe ori mă rezum la alimentele care țin de clima noastră, da? Noi nu suntem clădiți să mâncăm avocado și papaya, dar nouă ne plac napi, ne, plac, ne place varza, ne place fasolea românească, ne place să mâncăm uh, cartoful nostru, domnule, da? Așa că mă hrănesc cu roadele pământului de aici și prefer să fie roade de sezon, dar nu să mănânc tot felul de excentricități, să mănânc pepene pe timpul iernii. Făcând aceste lucruri, reușesc să-mi dozez, să dozez, toate lucrurile, toate, tot aportul de alimente pentru un corp sănătos și mai vibrant. Mănânc mâncare gătită de mâna mea, știu exact ce am pus acolo, nu stau să mă frământ foarte mult că or fi euri, că or fi fost tratate, ci am încredere, pun credință că toate lucrurile pe care le-am luat sunt bune. Astfel alcalinizez sau purific mâncarea pe care o introduc în organism, practic rostind o binecuvântare asupra lor. Zic, domnule, sunt bune așa cum sunt, sunt roade de la bunul Dumnezeu și le mănânc cu încredere. Și atunci sunt convinsă că organele celelalte ale corpului meu vor elimina toate toxinele, toate lucrurile care nu-mi priesc. Și acesta este doar aspectul legat de hrană. Sunt minimalistă pe toate celelalte planuri. Nu mai îmi cumpăr lucruri uh, doar pentru că așa și-au luat alții. Nu mai sar repede la gura târgului că vai, plecăm într-o excursie, nu știu, pe unde în străinătate, a, mă duc și eu acolo că s-au dus ăia. Ce mă ascult și spun domnule, eu vreau la mare, trebuie neapărat să parcurg o oră cu avionul până în uh, nu știu, uh, Turcia trebuie neapărat să merg la nu știu ce distanță, să mă trambalez, să plec cu noaptea în cap, să caut bilete de avion pe nu știu unde, să mă pot bucura de mare și aici în România, să mă pot bucura de mare și la bulgari. Dacă acolo îmi doresc, spre exemplu, liniștea serviciului all inclusiv, adică nu neapărat să mă îmbuib, ci să nu mai stau să petrec timp căutând restaurante pentru orele de masă. Și atunci, odată ce stabilești intenția, nu te mai poate fura și nu te mai poate manipula nimeni, nu te mai poate tenta nimeni. Deși la hoteluri Reoli inclusiv sunt băuturi din partea casei non-stop, nu beau nimic de acolo pentru că am încercat odată și mi s-au părut foarte dulci. Și atunci mi-am dat seama că nu am nevoie de toate acele lucruri și m-am rezumat la apă sau la ce știam eu că îmi face bine. În privința vestimentației, în privința apariției mele, hainele acestea sunt luate de la copii, da? vin haine luate de la copii și atunci îmi cumpăr lucruri care îmi plac. Nu mă interesează că nu sunt de la firma X sau nu sunt de la firma Y sau nu seamănă cu hainele pe care le poartă celelalte fete de vârsta mea sau femei de vârsta mea, că uit mereu că am 41 de ani. Îmi cumpăr haine, dar niciodată nu îmi cumpăr o haină nouă până când n-am scăpat de una veche din dulap. Dacă mi-am cumpărat un tricou nou, un tricou vechi trebuie să se ducă. Dacă este rupt, uzat, aruncat la coș, dacă nu este rupt, uzat, îl pot împături și îl pot oferi cuiva care are nevoie de el. Și sunt oameni aici cărora le mai ofer haine. La fel și cu încălțămintea, la fel și cu produsele de make-up, nu îmi cumpăr un rimel nou până când rimelul vechi nu este dus la coșul de gunoi. Și astfel transmiți practic acestei legi universale pe care mulți dintre voi o supranumiți drept legea atracției, că Vreau să creez spațiu pentru lucrurile noi pe care universul le are de revărsat în viața mea. În limbajul acesta, da? Cu adevărat, eu singură mă eliberez de cojocul vechi pentru a primi straiele noi. Așa că duc acest minimalism în floare, da? Nu am cheltuieli exagerate pe absolut nimic. A, și aș vrea să adaug aici la minimalism. Minimalismul, aș mai putea să fac șapte episoade pe această temă vine și dintr-o mai multă cunoaștere, pentru că totul se îmbină, dar niciuna dintre aceste lucruri pe care le fac nu este independent unul de altul, toate sunt comasate. Observ mai mult. Ce înseamnă că observ mai mult și mi-ajută în minimalismul meu de viață? Am observat, spre exemplu, și aici mă adresez femeilor, că la fiecare schimbare de la anotimpul rece la anotimpul cald, urmează o cădere mai mare de păr. Da? Un, un număr mai mare de fire de păr cad. Este normal. În lumea animală, pentru că am fost posesoare de câini, câinii năpârlesc. Când trecem de la toamnă la iarnă, de la iarnă la vară, da? atunci practic are loc înlocuirea blănii cu uh, una mai fină pentru vară și una mai țepoasă și mai deasă, mai aspră pentru iarnă. Este normal că și la noi se produce acest lucru. Dar uitați-vă în media cum se pompează reclame cu șampoane împotriva căderii părului. N-am văzut pe nimeni, credeți-mă că cheii ăștia, bărbații ăștia care sunt suferă de calviție și sunt miliardarii planetei, dacă ar exista acest șampon, credeți-mă că ar avea litri, ton, tone de șampon, de astfel de șampon acasă și le-ar crește părul ca prin minune. Părul odată căzut, care duce la chelie, nu mai crește înapoi. Deci acest lucru să vi-l suspendați din cap că există vreun șampon minune care vă redresează părul. Dar aceste campanii de marketing afectează femeia care nu observă ciclurile firești ale naturii. Ne cade mai mult părul toamna și ne cade mai mult părul primăvara dar în sezonul de vară ne înflorește podoaba capilară și la fel și în sezonul de iarnă. Așa că eu nu mă panichez că îmi cade mai mult păr în această perioadă. Este normal, nu mă repet să cumpăr șampoane, ci mă spăl cu același șampon care știu eu că îmi face bine, da? Totodată mai sunt alte lucruri care duc la manipularea oamenilor din punctul de vedere al neștiinței acestora. Nu știu, Cremele, spre exemplu, femeile încep să cumpere creme uh, din ce în ce mai grase, din ce în ce mai puternice pe timpul iernii. că vezi, doamne, mi s-a uscat fața. E normal să ți se usuce fața. Afară este frig, îți îngheață pielea, ea se rănește și se, se, uh, uh, se de începe să se decojească. Dar pentru asta nu ai nevoie de creme scumpe. La baza fiecărei creme scumpe, ingredientul principal este glicerina indiferent că spune că este cremă cu beta-caroten, cremă cu nu știu ce acid hialuronic. Uitați-vă că acidul hialuronic este ultimul ingredient dintr-o listă de 200 de ingrediente. Deci cantitatea corespunde cu poziția sa în lista de ingrediente. Adică 0,01 la mie probabil este acid hialuronic. Dar citind și învățând mereu, iată punctul acesta despre care v-am spus, învățând mereu, am Analizat cum funcționează această uh, producție de acid hialuronic. Practic, acidul hialuronic este produs de propria noastră piele, de propriul nostru corp. Pielea, trebuie să înțelegeți, odată pentru totdeauna, este un organ excretor, odată cu urinarea care se produce și elimină apa din organism, noi mai transpirăm prin glandele de transpirație de la subbraț și transpirăm prin toți porii pe care îi avem la nivelul pielii, da? Deci o pielea este făcută să elimine. Dacă pielea ar fi fă, fost făcută să absoarbă ceva din exterior, atunci de câte ori ați fi dormit, uh, nu știu, pe o băltoacă sau de câte ori ați fi fost la mare, ați, ieșit un, aș, ați fi ieșit umflate ca niște bureți îngreunați cu apă, da? Deci pielea nu are capacitatea de a în magazina ceva. Toate cremele, având la bază glicerina citrică, glicerina este practic un ulei, puteți să folosiți ulei de cocos, ceea ce folosesc eu, sau glicerină pur și simplu, luați un picuț în mână, ungeți-vă pe față înainte de culcare, ce creează uleiul? Uleiul creează o barieră, da? Ce se spune? Uleiul și apa nu se amestecă, transpirația este apă sau producția din propriul nostru corp este îmbinată cu foarte multă cantitate de apă. Apa care se ridică pe parcursul somnului este întâmpinată de această peliculă de ulei la suprafața pielii și nu, nu se mai scurge, da? Rămâne blocat acolo. De aceea când te-ai dat cu o cremă sau când te-ai dat cu ceva grăsos pe față, te trezești cu fața mai radiantă, mai strălucitoare te speli pe față și bineînțeles că apa aceea începe, retenția aceea de apă începe să se dreneze pe parcursul zilei de aceea, după o anumită vârstă după 40 de ani, pe la ora 5 vezi șanțurile de aici un pic mai adânci, vezi ploapele un pic mai căzute elasticitatea pielii s-a mai dus este normal, dar nu trebuie să te alarmezi mâine dimineața vei fi din nou fresh ca o gogoșică dacă ai dus un somn odihnitor dacă ai uh, uh, avut așa o viață armonioasă și liniștită da? așa că toate aceste creme pe toate din lume dacă le-ați luat, dacă ar fi fost una care să facă minuni, n-am mai fi văzut în ziua de astăzi nicio femeie bătrână. Dar din potrivă, femeile care aplică foarte multe creme și exces de creme pe față, mi se pare că arată mult mai rău decât una care trăiește minimalist. Așa se manifestă minimalismul în viața mea și am uh, turuit prea mult pe această temă, probabil că ar trebui să fac un material separat și despre uh, trucuri de îngrijire la femei. Minimalism în haine, minimalism în tot ce îmi cumpăr. Mă întreb de fiecare dată, acest lucru îmi este necesar? De ce vreau să cumpăr acest lucru? De ce vreau să uh, mai iau încă o rochie nouă? Păi poate pentru că vreau să mă arăt mai frumoasă. Aha, deci sunt nesigură pe frumusețea mea. Ce s-a întâmplat de să ne pe frumusețea mea? Uite, poate că am mâncat mai mult și mi-a crescut burtica. Aha, dar de ce am mâncat mai mult? Pentru că am o nemulțumire pe tema X. Hai să rezolvăm acea nemulțumire în loc să ne ducem tăvălug și să luăm o grămadă de produse care să acopere acea nemulțumire. În loc să pui uh, tot felul de Uh, rigips la exteriorul peretelui mai bine vezi unde este gaura acoperă-l și ai rezolvat problema mergem mai departe la punctul uh, 8 al optului lucru pe care eu îl fac este că joc neîncetat jocul nu am pus întâmplător uh, acest, uh, acest, uh, această schimbare din viața mea la punctul 8, este una mai ezoterică pe care o să încerc să o explic cât de bine pot pentru a putea fi înțeleasă trăiesc în permanență cu conștiința cu conștiința că Dumnezeu este în interiorul meu. Anumite lucruri nu pot fi rostite pentru că odată ce le-ai rostit le-ai introdus în lumea materială și astfel apare dicotomia polarității. Dar mi-a plăcut foarte mult o vorbă, un citat pe care l-am văzut la cineva, care a spus, eu și Dumnezeu suntem precum doi grași într-o barcă. Ne jucăm și ne tot Balângânim în acea barcă și suntem fericiți. Mm. Îmi place mm. foarte mult această vorbă, și a rezonat profund cu mine. Eu și cu Dumnezeu suntem precum doi grași într-o barcă. De ce eu și cu Dumnezeu? Pentru că în această faptură, în acest templu pe care îl vedeți la exterior, este de deopotrivă observatorul, cel care este tăcut, mut, și care este, în schimb, energie pur potențială nu are organele de simț și nu poate să facă absolut nimic din ce face făptura de carne. Și acesta este Dumnezeul meu lăuntric. Și acesta se revarsă asupra avatarului propriu, asupra ființei de carne, asupra celei care se, se consideră separată de univers și de restul oamenilor, se revarsă cu atâta iubire pentru că prin intermediul acestei făpturi de carne are capacitatea să exploreze și să experimenteze fiecare lucru din această viață. Degetele mele pot mângâia părul unui copil, degetele mele pot mângâia un animăluț, pot fi linse de către un cățeluș drăguț, degetele mele pot frământa un aluat, cu aceste mâini pot lua o bucătură sănătoasă de mâncare mâncând în stil turcesc. Cu gura mea pot gusta tot felul de preparate delicioase, mă pot bucura de roadele pământului. Pot simți vântul în păr, pot simți tot felul de adier pe față. Și toate aceste lucruri sunt dorința și visul observatorului meu. Atunci când observatorul meu sau Dumnezeul meu lăuntric doarme, el visează la existența materială a sa în acest plan material 3D. De aceea este atât de frumoasă viața aceasta unică pe care Dumnezeu ne-a dat-o, pentru că avem posibilitatea să experimentăm toată creația sa prin cele cinci simțuri ale noastre. Și să o facem cu bucurie atâta timp cât o facem și în deplină recunoștință, pentru că noi știm că adevărata noastră origine este tot observatorul. Și odată ce sunt în această haină, experimentez totul cu foarte multă bucurie. Și experimentez totul și trăiesc totul, uneori mai intens, uneori mai conștient, alteori mai puțin conștient. Uneori am mai multă rezistență la evenimentele care se întâmplă și atunci aduc mai multă încrâncenare, alteori am mai puțină rezistență și atunci spun, a, ah, viața este frumoasă și este roz. Dar indiferent ce valență atribuie eu evenimentelor care se întâmplă în realitatea mea, fie că este pozitivă, fie că este negativă, de fiecare dată trăiesc cu bucurie această experiență în corp. Iar noaptea când acest corp se duce la culcare, observatorul se trezește și este foarte încântat, și parcurge filele experienței mele, văzând unde am fost recunoscătoare, unde m-am plâns, ce aș mai vrea să manifest, ce n-aș mai vrea să mai manifest, ce mi-ar plăcea să învăț, ce nu mi-ar plăcea să învăț. Dacă noi repetăm în parcursul zilei că suntem în corp, tot felul de lucruri repetitive și nocive în viața noastră, seara observatorul nostru citește vreau să-mi fac rău, vreau să pierd, nu-mi place să evoluez. Și când nu-ți place să evoluezi, scoate cablul din acea făptură, din acel avatar și acela se stinge. Pentru că acel avatar este ca un dispozitiv care nu vrea să funcționeze. Ce te faci în casă cu un frigider care nu vrea să funcționeze? Îl scoți din priză și îl trimiți la EMAG să-ți dea un voucher. Așa că în această viață, la mia pe care o vedeți aici, joacă neîncetat jocul. Mă trezesc câteodată ca observator, în deplină solitudine, iar acolo mi se face un dor nemărginit de oameni, așa cum sunt ei, cu bune și cu rele, oamenii pe care îi întâlnesc în fiecare zi în parc, oamenii pe care îi cunosc, chit că este o țață din cartier care sparge semințe, chit că este o vecină acră, Chit că este una care tot timpul fuge la cumpărături să găsească cu un leu mai ieftin. Chit că este o prietenă de mea care are vreo 60 de ani și pe care o iubesc din tot sufletul doamna Rodica, care îmi spune tot felul de lucruri interesante și noi. Chit că este o mămică veselă din parc care râde tot timpul, are doi băieți. Te-abia aștept să-i văd și să-i îmbrățișez. Și cum aș putea să fac asta dacă aș fi duh? Mă bucur de faptul că am încă cele cinci simțuri și transmit infinita recunoștință observatorului că și astăzi m-am trezit din nou om. Și astăzi m-am trezit din nou printre aceiași oameni pe care îi iubesc și pe care îi apreciez, indiferent ce fac ei în viețile lor. Acestea fiind spuse, acestea sunt cele opt lucruri noi pe care le manifest în viața mea după trezirea spirituală. Rămâneți în lumină, dar țineți conștient întuneric. Sper să vă ajute acest material. La revedere!